Rapidul o comite din nou. 2 ani mai puțin, 2 ani mai mult, scuze, 2 ani mai mult. Ca și cum ar fi fost mai cu 2 oameni mai puțin. Data trecută n-am apucat să vorbim de Rapid prea mult. Parcă știam că pregătești ceva special în buna tradiție a Rapidului, dar parcă a fost un pic prea mult tura aceasta. Adică să ai 2 oameni în plus și tu să nu știi să gestionezi această situație, să iei 2 goluri pe niște gafe incredibile în apărare și să mai rușinos decât atât să egalezi dintr-un offside. Adică destul de mare. Destul de mare, da. Destul de mare și cu ideea că ai fost ajutat mai în tot meciul de arbitru. Deși la faza primului cartonaș roșu nu se împunea roșu, dar se împunea penalti și tot așa. Poate ar fi ajutat mai mult Rapidul acel penalti decât cartonașul roșu. Rapidul de obicei, când rămâne cu unul în plus, are probleme. 2 puncte mari ratate și se pune întrebarea, într-adevăr, dacă nu cumva a venit timpul pentru un suflu nou și pe bancă. Betur Show, ediția 32 de criză cu doar audio astăzi. Imaginați-vă că avem o cupă în dreapta și nu știu, altceva în șampania în stânga. Și avem un câștigător la concursul nostru de data trecută. A reușit să ne ia freebet-ul, așteptăm să ne contacteze. Da, pentru că am considerat că e momentul să dăm un freebet. Dacă meciurile internaționale, cele între echipele naționale, nu ne-au ajutat. În schimb, cineva a fost foarte aproape să dea pronosticul corect la Inter cu Napoli. I-a lipsit un gol, dar a indicat faptul că Inter va învinge, că va marca 3 goluri, deci a fost foarte aproape. De aceea am ales să-l premiem. Așteptăm să ne și răspundă, să ne trimită adresa sa de mail pentru a intra în posesia acelui free bet de 25 de ron. Noi de altfel punem la bătaie și în această ediție. Mai bine ne ascultați, nu? Păi zine acum. Încă 3 free bet-uri. Să sperăm că de data asta le vom da pe toate. Ce meci ai ales azi? Păi eu zic să invităm lumea să ne ascultă și să vedem unde apare meciul acela. E din Anglia, nu? Din Anglia? De ce nu? Da, Betur Show 32 cu Liga 1, cu tenis, n-a câștigat Djokovic, yes. Da. Nu puteți vedea, ce trebuie să fac yes, că nu puteți vedea pe audio. S-a retras Horia Tecău sau se retrage din tenis. Fotbal internațional, în sfârșit a plecat Ole. Pentru unii nu e o bucurie pentru că nu mai au de cine să fac glume. Mai avem Germania, Italia și Kun Aguero s-a retras din fotbal, altă veste tristă. Și mai vedem noi, să-i dăm drumul. Liga 1 cu prietenii noștri, credeam să am scăpat, nu vorbim de Dinamo, ba da, vorbim din nou de Dinamo, cu ei aș vrea să încep, dar hai să nu pară tot pe față. Mai țin minte data trecută că vorbeam de un jucător cu nume de MMA, Gluhakovic, nici acum nu știu exact cum îl cheamă, e bine, găselnița lui Rednic a dat în gol, ca să spun așa, a greșit la ambele goluri marcate de FC Voluntari, a fost schimbat abia după aceea. Era și normal pentru că nu mai jucase fotbal de multă vreme. Cum se a jucat vreodată fotbal? Sau? Aparent. Cum se prea întâmplă în Liga 1, n-am mai jucat fotbal din februarie anul trecut. Dar parcă poate mai știe ceva. Hai să-i dăm o șansă. Dar unde îi găsește? Există o bază de date gen Football Manager? Da, varianta pentru săraci. Nu știu, nu-mi dau seama. Sau Football Manager piratat. Cum e greșit. Sau știi cum e? Există acea funcție pe Transfermarkt în care efectiv poți să setezi acolo. De la 0 la 100.000, o vârstă, un contract și hai uite. Asta e jobul lui Ionuț Chirilă, de fapt. Ionuț Chirilă a adus 3 nigerieni mai nou la Chindia. S-a putea să vedem un nou Ducu. Anieu de la Union Berlin, nigerianul de la Napoli, nu? Sau? Nu, frate ganez, aiu. Aiu. Dar revenind la Dinamo, au sperat un pic în supergolul lui Sorescu, dar până la urmă echipa care a jucat fotbal în acest sezon și care arăta mult mai bine pe total s-a impus.
Și nu este o surpriză aceasta. Adică de acum încolo să-i vedem meciurile cu FCU Craiova, cu Clinceniu, cam pe acolo. Se vede nivelul actual al lui Dinamo, dar e amuzant că Iul Mureșan deja trimite SGS. Bă, am adus 10 jucători, dar unii nu mai sunt jucători de fotbal de mult, adică stai un pic, nu ești tu conducătorul clubului, adică cum ai permis? Da. Da, da. Mergi și noi să jucăm la Dinamo? Am meritat și noi o șansă, am meritat. Adică ne trecem în CV, Beveren sau eu știu ce echipă, Union Saint-Gilloa, nu? Că tot este pe primul loc. Deportivo Moron. Deportivo Moron, ca să fie mai exotic, da? Și s-ar putea să avem o șansă. Adică e trist unde a ajuns Dinamo, dar nu este neapărat o surpriză. A avut noroc că a scăpat prin urechile acului de o depunctare, a fost aprobat acel plan de tribunal. Yes. Și poate din iarnă, înainte de play-out, iară să schimbe tot lotul. Altfel, nu văd pe Dinamo aducând puncte repede, pentru că acei jucători au nevoie de mult, mult timp pentru a se pune la punct. Doi pauze, unul final. Doi pauze, unul final, da. A zis cineva despre, a făcut o aluzie la, nu o să zic cine. Bine, dacă te refer la celebrul meci al etapei, într-adevăr, Botoșaniul... Nu mă refeream tot la Dinamo, dar a zis cineva despre meciul ăsta că ar fi fost ciudat acest 2-1 pauză final. O persoană importantă a Dinamo, nu? Din... Bine, Cornel Dinu... A zis despre FCSB. Zis de FCSB, am crezut că este Dinamo. A zis de FCSB. Dar ce se întâmplă? Eu sunt băcăuan și mi-amintesc foarte bine că FCM Bacău juca tare acasă cu echipele astea din București. Mamă, era desperiat. 5-1 cu Steaua 94, da. După okay. Meci de Champions League. Da. Dar când mergea în deplasare, intervenea acel respect cumva. Probabil și într-o vreme a cooperativei, dar intervenea un respect pentru echipele astea mari. Jucai bine, dar la un moment dat era clar că e bătaie. Adică și într-un meci cu Steaua, acel meci în care Lăcătușii a rupt piciorul lui Iardeleanu, da, aveai un om în plus, puteai să bați, ai fost respectos sau la bătaie. Chiar și în acel meci. Sau cu Dinamo, mamă, începeam noi bine, pac, 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 eram peste ei și după aia la final bătea ca de fiecare dată Dinamo. Așa e și cu Botoșaniu. Probabil a intervenit acele respecte, adică ai condus până aproape pe final de meci și ai terminat până a fi învins cu 3-1 și ai arătat o șansă bună totuși, nu? Ai șansă bună ce? Că mai mult de locul 5 nu cred că. Adică ăsta e maxim păi, play-off. În condițiile în care Universitatea Craiova a luat bătaie, pentru că na, trebuia să... Mai vine încă un șoc, nu? La Universitatea Craiova. Credeam că își va reveni. A condus repede, a luat roșu repede. A fost un meci de uitat cu FC Argeș, dar uite că Botoșaniu putea. Da, ce poate să fac? Ajung în Conference League, încep trei săptămâni mai devreme pregătirea, pierd în primul meci, care e combinație. Și a terminat cu 6, și aia e. Și revenind un pic la Rapid, dacă stăm să ne uităm câte puncte au pierdut... Într-un mod incredibil, aș spune, inclusiv în meciul cu Chindia, meciul de acasă cu Gaz Metan, au pierdut și Dinamo, meciul cu Voluntari, dacă era să o iei... cu Dinamo, pentru că au intrat pe vârfuri, Rapid a pierdut incredibil de mult puncte și putea fi lejer pe podium dacă nu mai... Pe doi. Da, dacă realist nu pe doi. Pe doi, da. Da, da. Pentru că pe locul întâi cu Coroniță îi aparține... celor de la CFR Cluj, care încet, încet încep să își revină la stilul lor obișnuit, care merge, evident, în campionat, în cupele europene. Sperăm că merge și acolo, măcar de victorie acolo, să fie. Să fie. Tot sper la chestia asta. Încă mai aștept și mai sper, nu? Nu, eu l-aș vedea pe Dan Petrescu la Națională, nu știu dacă Hagi nu vrea. Da, ai citit șocul nopții. Cine a putea veni la echipa națională? Nu știu, o să fac și așa o prognoză, nu știu, Șumudică sau Dan Petrescu, zice, care nu cine o să vină, ci cine ar fi dintre antrenorii români rezonabil să merite să antreneze național, pentru că au niște rezultate, îi recomandă ceva. Bine, Șumudică cred că s-ar ceta cu federația. În schimb, am citit că ar fi discutat și mi se pare incredibil că au discutat cu Răzvan Lucescu. Adică Răzvan Lucescu... Știe să pierde cu Serbia, știe cum să face asta. Știe să pierde cu Serbia, da.
Probabil că acela era și un moment prost în care el a fost selecționat. Nu prea aveai mod neapărat ce să selecționezi. Era o echipă de tranziție. Dar nu l-a să înțelege mai ales pe el. Adică s-a dus de la Al-Hilal, s-a dus la PAOK. E clar că la PAOK nu va lua campionatul anul acesta. Probabil sunt niște nemulțumiri din partea lui că nu se investește suficient bani, adică are cam același lot din ce am văzut ca acela pe care l-a avut când a luat titlul, dar între timp Olympiacos s-a mai întărit. Ei au rămas tot cu Ciuba, Akpom, Siderski și alți jucători ilustri anonim. Și poate, din acest punct de vedere, l-ar tenta. Și l-ar tenta și pentru a da o altă șansă, adică aș da lui o șansă să demonstreze, băi, puteam fi un selecționer mai bun, dar era momentul prost. Dar altfel nu l-a să înțelege nici pe el, nici pe federație, de ce ar apela la Răzvan Lucescu. Un antrenor care oricum se bucure de o simpatie, cu ghilimele de rigoare, destul de mare, ca orice nume, Lucescu. Dar cred că lumea ar fi înțeles dacă federația ar fi apelat la Mircea Lucescu, nu la Răzvan. Nu știu, că Mircea Lucescu tot vine, revine la Naționala de vreo 20 de ani, adică nu mai crede nimeni că o să vină la Naționala. Da, okay. Are aproape 80 de ani. Ok, dar... Are 80? Nu, încă 80, dar e visul lui să antreneze până la, nu știu, 90 de ani. Dar e clar că primul instinct, când auzi, vine Lucescu la Naționala, în sfârșit, uite, vine Nea Mircea. Când auzi, what? Se întoarce Răzvan? Parcă... Dar nu știu, băiatul lui Răzvan are deja 18 ani, am putea să preia fiul lui Răzvan Lucescu. Dar parcă e ocupat cu o fabrică de bere, nu? dacă nu mă înșel. Eu fac mai profitabil o fabrică de bere. În rest, da. Dan Petrescu ar fi fost o opțiune, dar... Poate să-l lase, că oricum nu. După ce face 20 de puncte avans, nici mai trebuie să vină la să antreneze în campionat. Adică poate să... Da. Să-i se dea o să-i pune pe Stoichiță, nu? Stoichiță, tati! A făcut din Panama echipa de asta. Fost la Panama. Și Tiraspol a ajuns să bată Real. Dar a ridicat fotbalul armean. Dragi prieteni, ce spuneți? Merită Mihai Stoichiță acest post? Are experiență, nu? Da, mi-aduc aminte la campionatul mondial din 2014. A zis după meciul Braziliei cu Germania 1-8 că Dante a fost mai mult Alighieri astăzi. A dat-o. Uite, vezi, nu numai tu ești spiritual. A dat-o frumos. Și... Deci Mihai Stoichiță. Hai! Sau hashtag Stoichiță in. Rădulescu? Mamă, cum ar fi asta? Chiar un cuplu de antrenori senzațional. O chestie rotativă ca la guvern. Să fie păi prin alternanță amândoi. Păi n-a antrenat el Naționala Algeriei, dacă nu mă știu, nu a antrenat-o. Unde a ajuns Algeria acum? Marez, de ce crezi că joacă Marez acum? Slimani și toată compania. Deci o pereche Stoichiță, Mircea Rădulescu, mi se pare și una low cost. Una cu care oricum purtător de cuvânt. Măcar un an, că oricum anul viitor mai mult joci și meciuri așa de palmares, joci în Nations League, pam, bam, bam, dar în rest te uiți la televizor. Așa că un an. Un an cu Nea Stoichiță. Nu te grevești, da, până se mai eliberează din antrenori ăștia pe care poate ai fi vrut să-i aduci, dar nu ți-i permiți acum. Diego Simeone, de exemplu. Diego Simeone. Că nu merge bine Atletico și n-a. Poate fratele lui, care n-a antrenat până acum. Imaginez un cu Pablito Simeone, nu știu. Da, cam asta cu Liga 1 am acoperit, n-am acoperit nimic, dar asta e acum ce să facem. Și vorbim de tenis. Da, și avem un vecin care dă cu bor mașina la 8 și jumătate, deci să nu vă speriați. Nu credeam că va pierde în semifinale, dar uite că s-a întâmplat și Federer rămâne în continuare cu 6 și Djokovic cu 5 ATP Finals. Da, se pare că a găsit criptonita, nu? Sasha. Adică, zverita. Adică l-a bătut și la Olimpiadă, dacă nu mă înșel. L-a bătut și aici și chiar în finală nu mă așteptam să îi meargă atât de ușor cu Medvedev. Am zis, hai, că l-a bătut pe Djokovic, dar vine tata Medvedev și îl bate. Adică Zverev a avut un an foarte bun anul acesta, adică a luat medala olimpică, câștigat aici, a mai câștigat, dacă nu mă înșel, încă un Masters, și arată bine. Arată bine Zverev în contrapartită cu Tsitsipas, care spuneam că
parcă... Nu mai ține pasul. Da, da. Oh. Ți ții pas pe loc, da. Sau a intrat la Muratoglu de când lucrează cu fostul antrenor al Serenei. Da, e o veste bună pentru tenisul masculin, faptul că mai câștigă și cineva mai new și wave, așa. Da, eu cred că pleacă totul la Djokovic de la obsesia aia de a face slam-ul cu Olimpiada, să aibă 4+1 și... Acolo cred că și-a dat puțin bioritmul peste cap și-a stricat somnul ceasului. Schmecher a zis, nu te duce la Olimpiadă, și a zis, bă, nu mă bate pe mine tehnologia și uite, na. Știu, dar ar fi putut la măcar la dublu mix, de acolo și-a cam băgat picioarele. Acolo a fost destul de urât, adică am adus fata aia, nu chiar nu merita numele. Adică, nu știu, am muncit să ajung acolo, poate pentru ea era chiar highlight-ul carierei de sportivă și nu-i frumos să faci așa ceva. Și ce te faci că la Australian Open... Din câte se pare, nu au voie jucătorii nevaccinați. De altfel, apropo de asta, am văzut că și la Bayern se impun niște amenzi pentru așa ceva, dar nu o să intrăm prea în amănunt, pentru că nu vrem să... Poate face Johnson. Nu vrem Djokovic să avem 2500 de comentarii pe acest subiect. Johnson se face o singură doză și probabil o să meargă Djokovic. Aia îmi fac o dată, ce se poate întâmpla, îmi fac o doză. Și face Johnson și... Dacă nu se scoate Johnson până atunci... Da. Nu știu, ortodox, dar nostru n-ar trebui să facă. E păcat ce? Dar n-ai câștigi la anul, adică e ok. Nu? Nu? Da. Horia Tecău, un jucător prea puțin băgat în seamă de media în anii ăștia, deși rezultatele lui sunt comparabile sau uneori chiar mai serioase decât ale Simone Halep. Sunt comparabile cu ale Simone Halep. Vreo 3 Grand Slam-uri și câștigat Wimbledon și a câștigat US Open. Se retrage după o carieră foarte mișto, începută cu la Quito, practic, acolo, la înălțime, în Copa Davis, un meci de nu știu câte ore, în care cu multe răsturnă situație, cu colegul său Mergea, cu care credeam că va rămâne constant în echipă, dar a avut mulți parteneri de dublu de-a lungul carierei, Royer, suedezul acela, Lindstedt, da. Chiar și acum cu neamțul Kravitz, cred că așa se pronunță, pe final de carieră, mereu a avut rezultate. Adică a jucat 4 finale, dacă nu mă înșel, la Wimbledon. Din a 4-a încercare a reușit să câștige alături de Royer, după ce pierduse 3 finale aproape la rând cu Lindstedt alături. Mai ales a luat o medalie olimpică cu Mergea alături de Florin Mergea. Față cu Nadal și cred că Granoiers sau ceva. Nu, era nu Felis, un Lopez, dar cred că era Marc Lopez, nu Feliciano. Ah, da, da, Marc Lopez, da. Într-un meci în care ar fi putut chiar lupta pentru aur, da. E o medalie olimpică, totuși. Da, e o medalie olimpică la o ediție la care, să nu uităm, Simona Halep nu a ajuns la Rio. Simozica Halep. Și... Era virusul Zika pe atunci și oamenii, jucătorii de tenis mai mult. Nu, ea n-a fost numai Simona Halep. Și a câștigat Monica Puig medalia olimpică atunci și Puerto Rico, nu? Da. Deci o jucătoare care a făcut după aceea. Și rămâne. Nu este verișoara lui Ricky Puig de la Barcelona. Și nici rudă prin alianță cu Garbine Muguruza. Garbine, cum a câștigat ea acolo? S-a făcut o mare bucurie a anului. Barati, Andrei. Da. Și a mai câștigat și la turneul campionilor. Tecău într-o finală cu Mergea. Adică să ne amintim de acea finală că totuși de câte ori în istoria sportului ai doi compatrioți care se bat pentru un mare trofeu într-un an. E ceva de care ar fi meritat să discute mai mult. Adică chiar mi se pare... Da, și mereu a avut o decență aparte, nu a ieșit în decor cu vreo declarație și cred că este unul dintre băieții foarte respectați în circuit. Și s-ar putea să-l vedem dacă va dori, desigur, să fie implicat pe mai departe, să fie un antrenor bun pe viitor. Dacă își va dori, dacă nu, cu siguranță poate trăi și din altceva, pentru că este și o prezență. E un influencer și cumva are și un background care să-i permită să vorbească despre sănătate sau zone de-astea de health, fiind sportiv și având o viață organizată, adică nu este ceva
Da, și ciudat sau nepotrivit. Și deși la dublu pot juca liniștit și până la 42, 43, 44 de ani. Navratilova, ce să mai zicem? Da, adică am mai văzut și Leander Paie și mai sunt mulți care au jucat până la 40 și ceva de ani. El a considerat că e momentul să pună stop. Toarce la un moment dat? S-ar putea întoarce? Să revină în circuit? A, nu cred. Cred că e suficient. Adică s-a trebuit un partener foarte bun de dublu, nu știu, poate unul mult mai tânăr, dar... Filip Gianu, de exemplu. Filip Gianu, da. Sau Marius Copil, uite, să se specializeze pe dublu, pentru că avea un serviciu care l-ar avantaja, poate, pentru astfel de joc, dar până la urmă el a făcut opțiunea potrivită, adică cariera sa, de simplu, a fost practic inexistentă și apoi... S-a reprofilat și a avut rezultate jucând la dublu toată cariera. Da, bravo lui și încă o dată merită remarcată cariera pe care a avut-o, decenția pe care a avut-o, faptul că a reușit să ia o medalie olimpică, și-ar fi dorit, dar a ratat de puțin participarea și la Tokyo. Și astfel, cred că e un exemplu de urmat pentru tinerii noștri tenismeni, pentru că tot așteptăm ca... În tenis să vină cineva din urmă. S-ar putea să fie Filip Gianu, dar așteptăm și alte surprize. Pentru că la fete tot avem, totuși. Trecem la secțiunea de fotbal internațional și vă spunem acum ce meci, pe ce meci să ne dați, să indicați scorul. Ce zici, Viorel, dacă am zice de Chelsea-Manchester United, scor corect? Ar merge, de ce nu? De ce nu? Mai ales că poate e și un pic mai greu de intuit, nu? Că a plecat Ole, tu crezi, băi, clar nu bate Chelsea, nu? Carrick acolo a fost șlocașul defensiv, știi, să organizeze mai bine. N-a luat gol cumva, nu știu cum au reușit cu Villarreal de n-au luat gol. Oricum, după ce s-au făcut schimbările pe minutul 70, i-au subordonat, ca să zicem. Da, dar până atunci cam... Când au intrat Bruno și Rashford, s-a schimbat în bine și a dat iar Ronaldo gol, normal. Siu, dar cine a mai dat gol, te rog? Jadon a marcat primul gol și un gol frumos, un gol la vincul din marginea careului, nu încearcă foarte mulți, nu au curaj să încerce, Sancho a reușit. Într-un fel mă bucur pentru el, într-un fel nu, dar într-un fel mă bucur. Da, deci prieten... Oricum, mai sus de sferturi nu o să ajungă, n-au cum și campionatul e compromis, deci... Treaba pare destul de simplă, nu-i așa? Pronostic pentru acest meci din Premier League. Nu ziceți 4-0, că nu o să se întâmple a doua oară cu Juventus, deși aseară mi-a rămas lui. N-am văzut meciul, dar mi s-a părut 4-0. Da, mai ales dacă te uiți printre marcatori, că nu sunt neapărat jucători de primă elită de la Chelsea, dar ăsta e nivelul la care a ajuns Chelsea sau ăsta e nivelul la care a căzut Juventus, una din... Nu spune că a marcat și Chaloba. Păi el a marcat chiar primul gol, nu? Hudson-Odoi, tot ce vrei acolo. Hudson-Odoi e un jucător foarte bun nu, acum. Nu, stai un pic, că un ministra suprema, mă, chiar ca și Timo Werner. Ah, ok, asta, da, ok. Da, asta. Cu asta trebuia să încep, nu? Și dacă a marcat și Pulisic al doilea gol în două meciuri la rând, deja e spectacol. Da, da. A marcat da. Și Pulisic? Pulisic nu cred că a marcat în acest meci, s-a păstrat pentru preliminarele din CONCACAF, nu? Cu meciul cu Panamaul lui Mihai Stăchiță? Cel care ar trebui să preia național alături de Mișa Rădulescu la motivele acestei emisiuni, alături de cele trei free bet-uri de la Betfair pe care le dăm pentru cei care intuiesc rezultatul corect în aceste dispute dintre Chelsea și Manchester United. Apropo de United, citeam undeva că... Bine, vor fi o grămadă de zvonuri. S-au gândit conducătorii lui United că poate Valverde ar merita un post de interimar. Adică, o alegere foarte bună, de altfel. Sper că Valverde e ciclistul, sau? Sau un jucător care a trecut pe la cifre Cluj la un moment dat. Era o chestie amuzantă pe Facebook. E un antrenor italian care e liber pe piață. Samuel, Dario Bonetti? Samuel Alardicio. Cine este? Păi tocmai Semeler Rice. Alardicio, da. E prea dimineață, okay. Nu? Dar în schimb mai în glumă, mai în serios, ca interimar poate n-ar fi rău, mai ales că i-a și fost elev lui Ferguson, poate n-ar fi o idee rea și Steve Bruce.
Strica interimar. Strica interimar pentru că n-a făcut o treabă neapărat real nici la Newcastle. E un antrenor cu experiență și decât să... Deci nu lăsăm pe Michael Carrick, adică... Da, dacă își arată calitatea, dar totuși... Trebuie să facă școala la Mircea Rădulescu, la cât la să școala lași, de antrenori. Cât să lași? Antrenori nenți pe piață... Intră cu bursă. La... Nu prea găsește antrenori tineri. Așa, deci, na, poți A fost demis de la Huddersfield, nu de la, Norwich, Hazard Hüttel, nu, sau era la Southampton. Da, bine, ori cel care a fost la Southampton, se vorbea la un moment dat chiar și de Ralf Rangnick, dar mă rog... Fostul director sportiv de la Leipzig era pe placul lor la un moment dat. Dar de aici până departe, nu știu. Adică da, poți să-l lași pe Carrick, poți să-l aduci pe Steve Bruce interimar, de exemplu, dar Valverde totuși, interimar pentru ce? Setien nu e și el liber? N-ar putea să preia și el echipa? Sau Ronald Koeman, care tot a făcut treaba? Adică mi se pare că filiera Barcelona e întotdeauna. Chiche Sanchez Flores, nu știu, abar n-am cineva pe acolo. Da, Nuno Espírito Santo. Poate, na, după experiența Tottenham la Manchester merge mai bine. Da, orice nume am dat, nu știu, abar n-am. Roy Keane și Paul Scholes, abar n-am ceva. Și Roy Keane, bineînțeles. Ca să... Wow, Roy Keane ar fi senzație. Roy Keane ar fi senzație, dar nu știu. Cred că vestiarul l-ar pierde destul de repede, așa am un feeling. Deși ar fi binevenită, pe de altă parte, intervenția sa într-un vestiar care pare un pic așa... Acest Ioan Zdrobiș al Irlandei. Da, Liverpool, City și Chelsea au câștigat. Chelsea are 3 puncte față de Manchester City și 4 față de Liverpool. Merge ceas în perioada asta fără Lukaku, deci e o echipă omogenă în momentul ăsta, joacă cu Havertz, vârf fals și merge, joacă cu Odoi, winger. Cam totul merge, da. Mount se pare că pe picior de plecare. Cam totul merge și inclusiv ce părea a fi un transfer disperat, aducerea lui Thiago Silva, s-a demonstrat până la urmă un super transfer. Adică inclusiv ieri cu Juventus, în una din rarele ocazii în care Juventus a creat ocazii, a scos un gol ca și făcut Thiago Silva. Deci totul merge la Chelsea în acest moment. Și au chiar au fundași și vreo 5 fundași ok în momentul ăsta, l-au pe... Christensen, care poate să joace pe Azpilicueta, pe Chalobah, l-au pe Thiago, adică pe Rüdiger, normal. În acest moment nu sunt multe echipe din Champions League, nu zic că Premier League, acolo poate și mai, sunt și mai puține, care ar putea opri pe Chelsea din drumul spre apărarea trofeului în acest moment. Adică, dacă zic că doar Liverpool. Dacă e să ne gândim serios, Liverpool... Bayern, dacă are toți jucătorii valabili și, evident, City, pentru că o cunoaște foarte bine și... Da, City are, nu știu, are această problemă cu Champions League în ultimii ani, nu reușește bine, a fost dat, finala... La un moment dat intervine pedigriul, adică... Fără Guardiola. Pe care l-ai sau nu l-ai. Adică, că, ok, și Chelsea s-a chinuit ceva ani, a luat incredibil Champions League atunci cu Roberto Di Matteo, dintre toți antrenorii posibil, a luat cu el. Putea să fie Avram Grant. Putea fi mai... Da, putea fi Avram Grant și a fost o pauză, să zic așa, de performanțe notabilă pentru Chelsea în Champions League. Până a venit Tuchel și părea și el o soluție de criză, da? S-a descurcat remarcabil, adică să iei din mers o echipă care nu prea mergea, să o transform cu totul într-o mașinărie, cum a ajuns acum, că nu prea ai goluri, dă... Și dau foarte mulți jucători și fundași și laterali, da, 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 da. Și nu știu de unde vine pericolul. Adică e un lucru remarcabil. În vreme ce, Arsenal, că trebuie să vorbim și de cei mai mici, nu? Dacă în Liga I vorbim mai mereu de Rapid sau de Dinamo... Trebuie să vorbim și de Arsenal, care și-a întrerupt șirul abrupt într-un meci în care totuși era cam obișnuit să ia multe. Știi? Adică a luat cu Liverpool și... Tot e peste United în clasament. Poate cel mai interesant moment din meci a fost acela în care Arteta era să se ia la bătaie cu Jurgen Klopp. Ar fi fost interesant.
Cine ar bate dintre Bruce Lee și Van Damme? Cam așa. Dacă nu, că nu câștigați, nu indicați scor la Chelsea-Manchester, dăm free bet-ul cel mai original răspuns. Cine ar bate dintre Jurgen Klopp și Mikel Arteta? Și la modul și care ar fi cea mai bună, cea mai bună, la ce s-ar putea lupta? Nu știu, puteți să spuneți darts sau arc, tir sau ceva de genul ăsta. Cine ar câștiga în șah sau dame? Proba de dans, nu? Da. Am vorbit de Anglia-Italia, n-am intuit niciunul, adică ai intuit tu că bate Inter, pe Milan am subestimat Fiorentina, Tătărușanu a comis-o în sfârșit, adică toată lumea din Italia sau hateri italieni așteptau să comită. Boala portarilor români, în special a lui Tătărușanu. Adică centrările simple... Cheia mai lor succes. Mai mereu le-a gherlit acolo. N-a fost ajutat nici de tânărul fundașul Gabia, dar, pe de altă parte, nu avea voie să greșească acolo și a fost un moment, poate, decisiv în meciul cu Fiorentina. Fiorentina care, spuneam noi, că n-a arătat rău nici în celelalte meciuri cu echipele mari. De data aceasta, însă, Vlahović și-a dus din plin contribuția. Din păcate, și-a dus din plin... contribuția și Tătărușanu, dar pe de altă parte a pierdut și Napoli. Deci... Dar Interul vine aproape și a fost chiar un... Mie mi s-a părut meci... N-am văzut de mult un meci așa de spectaculos în Italia. Eu zic că Napoli merita să facă egal. Au avut la final vreo două ocazii foarte tare. Golul lui Mertens de bijuterie. O bijuterie au reușit. Insigne în continuare absent. S-a accentat și atacantul nigerian. Da, da, lipsa lui Osimhen s-ar putea resimți serios pentru Napoli, dar să vedem cum strâng rândurile elevii lui Luciano Spalletti, câteodată te ajută o înfrângere. Câteodată chiar te pune cu picioarele pe pământ pentru că trebuie să fii conștient că mai e mult până departe. Adică Juventus, da, este departe în acest moment. Greu de crezut că va veni ca un accelerator cât de mult ar putea ajuta la un moment dat și arbitrii, cei care nu ajută pe Juventus în Champions League pentru că ieri au luat un gol cu foarte multe ilegalități, să spun așa, de la Celoba, au fost și fault în atac și hands, tot ce vrei. Dar e un sezon în Italia care arată bine. Arată bine. La Roma am văzut un puști ganez de 18 ani, care îl cheamă, evident, Gian, că mulții Gian de acolo, dar am citit despre el că a costat doar 350.000, luat de la o academie din Ghana. Academia Clinceni? Poate de acolo a luat și Clinceniu, da. Dar zic că ar fi un lucru de urmat. E clar că în Liga 1 nu o să vrea să vină cei mai buni dintre jucători, jucători de la academiile de top din Africa, dar s-ar putea câțiva să-ți vină. Adică țin minte și CFR Cluj cu l-a pe la Sina Traore, pe care l-a vândut pe ceva bani. Care a jucat la Everton la un moment dat, a prins niște meciuri. Da, dacă nu s-a accidentat, probabil ar fi avut o carieră decentă în afară, că a fost și în lotul lui Monaco, dacă nu mă înșel, a fost și pe la Everton, adică putea mult mai multe în carieră dacă nu s-ar fi accidentat și dacă ar fi avut o atitudine pozitivă față de fotbal. Iar problema fotbalului italian apare tot mai des în jocurile din cupele europene. Adică Atalanta, iarăși, în mod incredibil, a avut meci în mână cu Young Boys și s-a chinuit în final să scoată un egal. Într-un mod incredibil. Adică dă o șansă Villarrealului să se califice. Practic, dacă câștiga o seară, cumva ar fi anulat șansele. Meciul decisiv ar fi fost doar o partidă. Da, da, da. Acum, așa vom avea un meci de care pe care. Sigur, Atalanta cumva pornește favorită, pentru că este echipa care marchează mai des, care își creează situații, dar atât dubla cu United, cât și acest meci cu Young Boys, chiar și meciul din tur cu Villarreal, au demonstrat că trupa lui Gasperini nu se desminte, dar parcă din rău mai rău. Adică, ok, frumos, romantic, joci totul pe atac, dar suntem mai ușii spre apărare. O Atalanta despre care am citit recent că Bala ar vrea pe Cicâldău, Bala ar vrea pe Mihăilă. Ar fi bine, nu zic nu, nu? Pentru păi viitorul mandat al lui Stoichiță la echipa națională. Iannis, nu? Iannis, poate la Aston Villa, nu? Din iarnă. Aston Villa. Și apropo de Insigne, am citit pe undeva că ar fi șanse mari să plece la Newcastle.
mă rog. Nu știu, mai mi se pare mai probabil să plece în China. Să se calce pe picioare cu Sant Maximan acolo. Nu știu ce se spune. Păi poate joacă pe wing. Da, pe el s-are fel să minge, nu? Și... Nu, să facă, să joace ceamambele. Pas la Ciolacu. Sau Ciolacu? Ciolacu! Nu acel Ciolacu. Lulacu. De la Camera Deputaților. Da, Kun Aguero se retrage din fotbal după ce a jucat 60 de minute la Barcelona. Da, din păcate inevitabilul s-a produs. Unde trebuia să fie un final de carieră pe măsura valorii sale, iată că a fost nevoit să se retragă, dar mai bine că s-a întâmplat așa, mai bine că a fost depistată din timp, să spun așa, această problemă, pentru că s-ar fi putut agrava. Lasă mai ales în fotbalul englez ceva în urma sa, mai ales pentru City. Cel mai bun marcator în istoria lui City, probabil. Este o legendă. Patronul național Argentinei, Zonzo, dar și naționalul Argentinei la fel nu a strălucit prea mult. Atletico, și e păcat, dar pe de altă parte șefii Barcelonei probabil se gândesc hai că se eliberează niște bănuți. Pentru că Barcelona trebuie să se gândească și la acest lucru. Într-un sezon în care, dacă tot facem trecerea fină așa spre fotbalul spaniol, într-un sezon în care Barcelona la limita limitelor s-ar putea califica mai departe în Champions League. Adică au ratat o șansă bună cu Benfica, au ratat câteva ocazii mari și Benfica a ratat o ocazie mare pe final, dar una peste alta sunt cam obligat să bată pe Bayern în ultima etapă, pentru că mi-e greu să cred că Benfica va pierde victoria în meciul cu Dinamo Kiev. Golaverajul este favorabil. La egalitate de puncte, sunt două puncte diferență. Dacă face egal la Bayern și Benfica bate, contează golaverajul sau meciurile directe? Meciurile directe, din câte știu eu. Deci și-a fost un 3-0. Da, adică au ratat o șansă mare de tot Barcelona. De altfel erau cotați 1-6, 1-5. Da, suspect de jos. La ce au arătat sezonul ăsta și cred că la limita limitelor va prinde și poate locul 4 în Spania. Dar pe de altă parte de la Virginia Lucea, păi uite, deja al doilea meci fără gol primit, e o chestie, nu? Înseamnă că Barcelona ține mai mult de minge, nu? Cum era de așteptat cu Xavi. Înseamnă că Barcelona poate e mai montată, dar îi va ajuta acest lucru. Era să zic într-o noapte ploioasă la Stoke? Nu. Nu știu dacă îi va ajuta. Fără niște transferuri serioase care n-au de unde să vină că nu există bani. Niște ponturi la final? Te rog, uite, te aștept, uite, am biletul. O să sărim peste Chelsea United ca să nu influențăm oamenii pentru free bet-ul de 25 de lei de la Betfair. Deci, practic, indicați-ne scorul corect la Chelsea-Manchester United match de duminică. Juventus-Atalanta. Ulala, hai, ai, ai. Mare de totos Los Diaz. Juventus n-a arătat rău cu Lazio, n-a arătat rău în ultima vreme în campionatul italian. N-a prea mai pierdut de la Sassuolo acum vreo 5-6 etape. Deci, 2-1 poate pentru Juventus. Scor corect? Bun. Scor corect, da, posibil. Adică, e greu să cred că Atalanta nu dă gol. Mai ales dacă l-ai în față pe Cesni, deja e jumătate de gol marcat. Dar, pe de altă parte, cred că Juventus se va impune pentru că nu-și prea mai permite să lege două rezultate negative. Unu pauză, unu final, zic eu. Chiar și așa, da. Așa, mai alegem Craiova-FCSB. Craiova, prima Craiova, CSU Craiova, CSU Universitatea. Da. Tot cu Rezneau, ce am zis de respect, cred și aici, de multe ori a fost vorba de respectul ăsta. Da, al tacit față. Așa, nu știu, 0-1, zic eu. 0-1, scoate aici pe scorul corect astăzi, ești în fără, nu te vede lumea la cameră. Adică, eu zic că nu vom vedea multe goluri, dar echipa mai în formă, de ce să nu o spunem, cred că va învinge în final. Peste 4-5 cartonașe galbe. E, ce cotă poți să ai aici? 1-2-5? Așa puțin. Așa și mai alegem unul, să zicem Villarreal Barcelona. 1-1.
Băi, hai să dai pe scorul corect. A, să ne aducem aminte că mama Omida Viorel a profețit faptul că se va putea, se va, nu se va termina Marseille cu Lyon cu Marseille, deci... Ar fi tare să poți paria pe asta. Ar trebui să bage oameni de la casă de pariuri în ofertă așa ceva. Dar fi multe blaturi că s-ar putea influența la modul... Nu? Da, e o chestie... Ca și autogolul, nu se pun pariuri pe autogol la modul să marcheze... Deja e al treilea sau al patrulea meci, dacă nu mă știu, în acest sezon. Cred că Roxana Mărăcineanu, ministru sportului din Franța, își pune mâinile în cap, tot felul de violențe. A și declarat recent că mă bucur că mi-a dat fiul la rugby, nu la fotbal. Bine, și o să fie lovit în cap de la grămadă. N-o să ia... Constanta sigur. Pare a fi Marseille. De ce este hate-ul ăsta cu Nice? De ce este hate-ul ăsta împotriva Marseille, sincer, nu înțeleg. Bine, ai văzut ce atmosferă e când joacă echipele la Marseille, nu? Da. Adică... bătea Messi corner sau mai ales Neymar bătea corner și luau cu obiecte. N-au țint așa bună ăștia de la Marseille. Nu știu, poate doar Radu Banciu n-ar putea explica ce au echipele cu... Dar vă rog, domnul Banciu. Da, eu cred că, nu știu, complex de inferioritate, în mod cert aici. Da, mulțumim, domnul Banciu. Așa credem și noi. De fapt, cred că pleacă de la acei ultrași care devin din ce în ce mai agresiv și în contextul pandemiei. Interesant este că în Italia s-au mai potolit și uite, în Franța s-au mai radicalizat. Probabil că nu le-a stricat, precum în Olanda, nu știu dacă mai e în vigoare, dar de la o vreme încolo, câțiva ani cel puțin, ultrași și echipei oaspete nu au avut voie la astfel de meciuri. Cum definim? Da, deja dacă ajungi la un meci Lyon cu Marseille, Lyon care e cunoscută pentru ultra și ei, nat, ajunge Payet să fie lovit în cap minutul 5. E o problemă, înseamnă că ceva se întâmplă. Uite, ca să dau un exemplu de la Borussia Dortmund. Borussia Dortmund și în Germania, știi că în anii 90 erau facțiuni neo-naziste, neo-fasciste. Și printre anumite cunei cluburi știu clar de Borussia și-a dus fanii la Auschwitz să vadă ce înseamnă chestia și să înțeleagă că a fost o problemă reală și că nu e ok, nu e în regulă să faci chestia asta și a primit și premiul Fair Play pentru faptul că a gestionat problema asta cu fanii să înțeleagă că... Mamă, câte cuvinte cheie am rostit, noroc că facem audio, vom avea 1500 de comentarii. Iar și da, și Borussia Dortmund care s-a apropiat un punct de Bayern, dar n-aș neapărat să putem să închidem cu asta, dar se întâmplă constant lucrul ăsta și nu vreau să mă entuziasmez, adică la modul, nu vreau să aștept, să am așteptări. Totuși ce pot să observ este că Borussia cumva e mai câștigă meciurile la care te aștept să le câștige sezonul ăsta cu Marco Rose. Să vedem ce va face cu Sporting, e meci decisiv de calificare în optim. Dar problema rămân în continuare meciurile importante. Ca diferența dintre vinul roze și ăla roșu, nu? Da, îmi place mie vinul roze sau care nu, eu nu mai vin roze beau când beau. Marco Rose. Oh, nu te-ai gândit la asta, nu? Vino tinto, cum ar zice Garbine Muguruza. Vinul roze. Oh. Dar nu pot să mai continui după asta, e prea mult, mai ales că e audio și nu se văd fețele noastre. Da. Cam asta a fost episodul 32 al Betur Show. Sperăm că v-a plăcut și bormașina. Ne-am distrat cu un decor frumos, atipic pentru podcast și ne vedem la episodul 33, probabil de Ziua Națională. Treceți batalioane. Care vom vorbi numai despre Liga 1. Not. Și Liga 2. Sport în toate.